Mie îmi trebuie un clip care costă 10.000 de euro sau 15.000 de euro. Dar asta e școală veche, nu e ții tralevale în sandale, știi? Eu am obosit să fiu comparat, veșnic întrebat doar de asta. Știi, asta e istoria copiilor de artiști. Da, eu eram de la un an de zile, eu le spuneam la bunici, mama, tata. Și ai să mergi la plajă. Tu nu la concurs, la plajă, da? Da, el merge. Spau ăsta a fost pe 12 ani de zile. I-am sunat peste 9 ani de zile și prima întrebare a fost, tu te-ai căsătorit? Eu spun, nu, dar tu, nici eu. Numai cine nu a fost în casa asta? Numai cine s-a petrecut în casa asta? Tu faci bani de muzică. Noi venim la anunț și cântă altcineva primăvara, de ce plâng chitarele și alte chestii. De atât, cum o zis clasicul. Ei, da. Da, fii serios. Care scandalul? Dan Bălan nu are voie să cânte de ce plâng chitarele. El cântă ilegal piesa asta. O cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile biserii, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă, descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priori uai. Ești regizor. Producătoarea Iuliana, des fac cunoștință, producătoarea Iuliana. Înțeles. Asta e Iuricica nostru, el e editor de imagini. Noi el înainte și cameraman și... Da. Tu filmi... A, el cadrează, tu filmezi, da? Da. Înainte de a pleca, apropo, el pleacă în Canada. Băi, tată, ți-ai străbun. De ea că e și noi, asta e spune. Eu sunt rezident canadian. Serios? Băiatul meu și soția e cetățen canadien. Ai scutat să ai de vorbă, ochiul mă cu... Da. Auzi, Radu. Ține, chiar dacă e toamnă, dătuiesc afară încă este caldă. Așa. Și noi avem un partener bună. Alcalia. Asta și apă, să ne hidratăm. Vodka. Vodka, dacă era iarna, să aducem vodka. Apropo, bună idee, trebuie găsit un partener cu vodka. Știi, eu am stărât afișele acolo, un muzician care a lucrat în contemporanul. Și la Sofia Rotaru, Glină, și el... Dobușar, da, și el spus că pit nada mala, no mnogo. Mala, no mnogo. Și spus, извините, меньше пить надо, lui se spune în turnee, știi, când așa o spune, извините, а меньше кого? Înțelegi? Da. Tot în comparație. Da, da. Hai, mergem la tine în studio, da? Da. Asta e Margaret Thatcher din Palat. Margaret Thatcher din Palat, da, contabilă? Da. Nu, da, nu, da. Ea e... Apoi da sau nu? Ea e șefa secției de cadre. Aha. Din 70 și ceva. Știi, de la Filarmonică. Știi, știi. Da, normal, mai toți. Asta e de timpurile sovietice. Iar că și vine și să șef secție de cadre. Nu, asta e, ea nu, la ea nu se schimbă nimic. Înainte era tavariș. Товарищ Долган, зайдите, пожалуйста. Да, мы же господин. Латайки мне вспомнил, что я? А то, что я ирам, когда я к нему, я венит на урок на обзашоп, я лукрад один шап, ты защевал, я ирам машин мик, лак лармонит. Здрасте, здрасте, Николай. Здрасте, здрасте. Înțelegi? Da. Nu scris fluieraș, nu scris noroc. De asta fiindcă lor le-au dat, adică toată asta baza... Doamna Raisa are ceva de costum. Da, de absolut, desigur. Cine nu știe? Da, cine nu știe, doamna Raisa? Da. Da, da. Publicul nu știe. Publicul nu știe că un costumier înseamnă foarte mult. Și de el depinde și foarte mult. Și ea e, Rais, doamna Raisa, ea e legendar, ea e da, firmă da, de pe timpurile lui Lunchevici. Da. Asta e costumera lui Lunchevici. Exact. Asta nu e brăjală. Vă spun un secret. Eu odată am apelat și am luat de aici un costum, trebuie la un concert și a fost drăguț și mi-am promutat. Da, dar asta a fost de mult, gata. Dar asta e școală veche, nu e ții tralevale în sandale, știi? Da, hai. Da, da. Tralevale în sandale. Da, da. Aici s-ar fi ceali, cred că le pun la palat cu ocazie și fără jai. Hai, la noi aici ai o bază de repetiție, asta e baza noastră. De pe timpuri, voi întotdeauna, de mult timp voi stați aici. Câți ani? Noi de acum de... stai. De 6 ani. De 6 ani? Nu, nu. Da, de 6. De aproape 6 și ceva. Iată, componența asta eu țin minte. Da. Când era și Anatol, Bivol, era și Rico, da. Vode. Îi țin minte foarte bine. Lidia Botezatu, legendara. Da. Mm-hmm. Iată și poza asta tot e foarte și foarte cunoscută. Da. La voi pe CD-uri, pe casete. Da, așa. Da, asta noi am pus așa, cum spune...
Că cum, asta e baza noastră, care noi, trebuie, noi suntem în proces să o refacem, da? Dar afișele, ele de acum sunt, fiindcă asta e o parte din. Radu, dar nu pe aici era bufetul? Da, aici era asta. Așa? Da. Și voi, e ca din cauza cui nu-i bufet la Palatul Național? Noi putem, eu te înjuresc, eu când m-am la început. Noi putem să spunem, dar nu știu dacă asta e pentru cameră, dar noi putem să spunem așa. Toți orchestranții de la Lăutare, de la Mugurel și de la Floraș, că asta nu neapărat să intre în emisiune, dar noi când ieșim la fumat, ne vedem cu ei în față și ăștia spun, și când ne chemați la obed? Aici. Deci de nu-i bufet. Deci e baza norocului, dar toată lumea venea și mânca aici. Știi? Când ne venim la obed? Da. Eu mi-am zis că în timpul concertului, când noi coboram în coace și mai luam câte un ceai. Asta, bufetul aici a fost din ceva, din 90 ceva până în 2000 ceva. După asta toată povestea asta s-a închis și noi eram la etajul 4 cu Lăutare acolo din 95. Iată, și din... eu țin minte că acolo era sus. Da. Și după asta am coborât jos, fiindcă au spus că toboșarii trebuie să se ocupe și să nu deranjeze, să chestii și așa. Iată, noi de ceva timp de acum suntem aici. Și acum ești tu mai marele pe tot? Da, și ești director artistic? Da, eu sunt director artistic. Aha. De fapt, director artistic e actual. Asta. Exact. Dar faceți desert cu marații sau nu știu oamenii fac între dumneavoastră și tata? Cum? Nu știu, nu sunt momente când vă spun că ei, dar tu ești prea moale. Nu, asta e tot timpul. Asta e istoria copiilor de artiști. Exact, tot asta vreau să te întreb. Fiindcă istoria copiilor de artiști este una specifică. Ei întotdeauna au șleiful ăsta a părinților lor și ei trebuie să au corespundă. Întotdeauna îi fac comparații. Cine e mai bun sau nu? Nu, eu îți povestesc, dacă vrei să povestesc istoria cum m-a luat în noroc, asta a fost ca o pură întâmplare. Eu, de fapt, nu vroiam. Eu aveam alte formații din 85, eu cânt în formații, 86 alte formații și ultima trupă în 87. Rock, cred. La Silviu Fusu, la Teatru Etnofolcloric, noi cântam rock balade. Uh-huh. Rock balade. Și după ce am rămas fără lucru, pur și simplu am rămas fără. Și taică-mi eu într-o bună zi, eu stăteam la părinți acasă, au venit acasă, cu el tot timpul cu două țigări, era... Ce? Ești fără lucru? Da. Da. Păi iată să faci audiția la filarmonică, da? Te duci și dacă vrei dai audiția și te gândești. Dacă treci, vorbim. S-a întrebat și stătea cu Urbet în sală, Ieșu, Veronica Garșa, Doamne, încă... Stăteau, da? Narodne, artiste și tot așa. Și ce ai cântat atunci? Da, și eu m-am așezat la pian și am cântat folk. Folk. Folk la pian, da? Și după asta au trecut vreo 4 ore și m-au găsit. Eu așteptam în curtea filarmonică și au ieșit. Молодой человек, вы приняты в государственную филармонию. Теперь посмотрите, куда вы хотите устроиться, ca unitate. Uh-huh. Стайте-мне acasă, am venit acasă, eu tot timpul stăteau cu țigara, spun, ce? Da, eu spun, iată, m-au spus că sunt admis. Aha, vrei să încerci la mine? Vi la tata. Da, la mine, în noroc, da? Și iată așa au început toată chestia. Ei, după asta, mă mai dar e alternativă, mai era o formație. Nu, fiindcă... Pe lângă filarmonică. Eu deodată m-am orientat, am spus, nu m-am auzit cu ușoară. Și am spus, domnule, dacă nu trag singur, scriu cerere și... El singur, pur și simplu, a spus, eu te dau afară. Din primele trei erori și te-am dat afară. Asta e problema copiilor de profesori, copiilor de mari artiști, că ei cu odraslele lor se comportă mult mai sever și mai dur ca un... Dar nu, că în scenă nu există dublu doi. El nu este, pur și simplu. Dar el, băi, tu ai văzut cum se face meseria asta, da. Și eu, când a venit în noroc, eu am crezut că eu am să întorc acolo, că nu știu, acolo Ricu era, da? Da. Ricu, Ricu era mare stea, da? Și eu când am venit acolo, toți, și... Dar eu am venit acolo, statin, chestii, nu știu ce. Și am rupt la primul concert, am rupt un potențiometru de la un amplifier. De emoții? Nu, de asta că mă zbânțuiam în scenă. Păi da, și tehnicianul nostru care a cântat, o deservit formația 25 de ani, a spus, Mihai, că el se vedea. Îi spui să ia bani din salariul lui, din primul meu salariu, să-mi cumpere asta. Și stai când s-o apropia, spune, auzi, te dau dracului afară. Din tăi plătești, dar te dau afară, da. Îmi strici și instalația, da? Și la nu se treacă chestia asta, da. Художественная самодеятельность не пройдет.
Da. Da, dar maniera ta a rămas. Uite, e ca asta așa. Apoi da, nu, că el a spus, băi, nu n-am ce face. Că tot, nu, el spune, tu nu-mi semeni mie. Că el era, el era compozer, era om. Tu nu știu cu examen, dar nici nu... Nici numai că, da. Da, și mănică... Ei, da, ceva, ceva, poate ceva, ceva să alege din tine. Eu povestesc așa cum a fost. Interesant, te-ai crescut mai mult în culise. Uite, eu cred că tu aici, palatul ăsta, trebuie să-l știi cel mai da, mult. Din șapte... Și intrarea pe... Da, asta, din 70... care nimeni nu știe, numai noi aștept, știu. Din 74, din 75, mămică. Mămica m-a adus de mână, așa. Și la intrare acolo nu aveau voie copiii să intre. Da? Da, da, da. Și m-au adus, dar înainte, scuze-mă, da, da, înainte de asta m-au făcut instructajul, fiindcă la palat asta era obiect de regim. Copiii nu aveau voie să intre, dar dacă cumva te pomneai în sală, tu trebuie să stai așa de sub scaun acolo, că miliția era chestia, nu știu, și tu nu aveai cum. Să nu cumva să spui măcar ceva, nu, tu nu ești acolo, da? Ești după asta, de cum au trecut ani, chestii, nu știu, da, așa că... Adică nu făceau excepție nici pentru copii. Nu. Au ce strict a fost. Da, foarte strict. Maria Biesu a intrat la o repetiție și ai văzut că acolo nu s-a schimbat postul. Nu. Și ăsta care stătea la post în șapte, ea după Cio Ciosan, da? După Cio Ciosan. Da. O câștigat și eu, nu. Zdravă, că rusește, zdravă, uite. Maria Biesu. Așa, v-aș propusc. Iubesnii. Stă Curbet și asta, și Lunchevici. Alo, asta e Maria Biesu. Că mine ne interesuie, l-a dat afară după asta. Ei, uite, acest fenomen pe atunci, în timpul Uniunii Sovietice, deci formația Noroc, care era cunoscută pe toată Uniunea Sovietică și lumea, în mare parte, nu că în mare parte, în afară de noi, nu știa nimeni limba noastră, așa? Da. Dar erau sălile arhipline oriunde. Oriunde, și mie mi se pare fenomenul ăsta era nu doar cu Norocul, dar cu oricare alte colective din alte republici, erau așteptați pe toți, știi, erau așteptați foarte tare, în primul rând, în doilea rând, știu foarte bine șlagările, piesele. Da, absolut. Aici eu vreau să spun că eu nu vreau să laud pe nimeni sau nu știu ce, sau eu la zero îmi spun. Ceea ce mi s-au povestit, că eu sunt din 70, ori de ce plâng chitarele și cântă un artist, a fost scris în 67, da? Și eu au fost cu vreo câteva milioane tirajați în Uniunea Sovietică și într-atât de popular au devenit astea două piese, da? Cânte una fi, cânte una fi. Că lumea știa, nu cu din afară cuvintele, știau și solourile chitariștilor și tot armoniile și tot. Deci muzicienii se băteau de la o notă, că Sașa Cazacu, el cum a cântat acolo la imprimare, așa sau altfel. Ori, spre exemplu, cei ce cânta Norocul era cu influență din vest. Exact. Da, ei cântau rock and roll, da? Da, da, da. Și fiindcă, nu știu, eu am să povestesc, poate mai târziu, Paza când au fost ei desființați și eu am crescut la țară, la Bunei, ne văzând părinții. Când s-a întors în 73 și Lucinski, eu am spus mai târziu. Ori piesele care se cântau, lumea deja le știa. Și când s-a transformat Norocul în contemporanul, toată lumea din Uniunea Sovietică a zis că ăsta e Noroc. Da? Fiindcă cum a fost de sus acolo. Da. Și mare parte programul lor, 80% era în limba moldovenească pe atunci, că altă nu era. Exact. Și restul erau în rusă și neapărat era, din câte mi-amintesc, dacă plecai într-un altă țară, în Georgia, neapărat da, absolut, în desigur. Asta Letonia, era una în letoneză, da, ceva absolut, de genul. Da, da, așa da, era. Așa da, era. Așa au fost. Nu, păcat că nu am prins repetiția, da, dar mă rog, măcar cel puțin am intrat aici, suflul ăsta, știi, da, este noi vă invităm la pe data de 7 noiembrie, mama mea, Lidia Botezatu, o să aibă un concert aniversar. 75 de ani. 75 de ani, în live cu Norocul. Cu toți norociștii care au mai rămas. Dar ei nu au rămas mulți. Am înțeles. Au rămas Alexandru Cazacu și Ion Surceanu. Și Lidia Botezacu, atât. Da. Hai noi să continuăm interviul nostru la noi în studio. Nu-i departe, okay. Peste drum, la Casa Presă. Da, gata. Mergem. Mergem. Hai.
care erau în filarmonica de stat, o duceau foarte bine pe timpul sovietic. Lucrau mult. Aveau turnee multe, tu nu uita. La capitolul haine, chestii, că atunci s-a îmbrăcat lumea foarte așa, știi? Adică, dar eu, spre exemplu, eram mic, părinții mi-aduceau din 74, din 75, blugi americane. Atunci era, asta era imposibil. Sau altceva, sau chestii. A? Evident, da, că părinții, da. Da, da. Părinții, da. Asta e. Radu, suntem în studio Unica.media. Tu n-ai fost niciodată aici. Da. Da, măcar că suntem vicini. Super, da, dar am văzut vreo câteva emisiuni frumoase. Deci, niște lucruri care... Deci, au, emisiunile au așa o chestie. Sau te uiți și e o intrigă, sau nu. Apoi, te, emisiunea ta, emisiunea voastră, e din categoria că vrei să vezi. Vrei, da? Să vezi. Și pe cine, da, ai văzut? Nu mulți, dar singura emisiunea te captează, da? Te captează, fiindcă eu l-am văzut pe cântărețul ăsta din România, Marcel Pavel, da? Ți-a plăcut, cred că, da? Da, nu, singur modul cum vorbeai cu el, știi? Și Ricu Vodă, spre exemplu, l-am văzut absolut întâmplător. El e colegul nostru. S-a întors în noroc. Da, el s-a întors în noroc acum, da. Super. Super. Da. Bine, atunci tu ești la curent de ce urmează, ce va fi. Noi avem și niște rubrici și începem chiar cu prima rubrică care se numește Eu știu cine sunt. Timp de un minut trebuie să te prezinți. Cine este Radu Dolgan? Aha, o! Nu știu, eu câteodată stau și mă gândesc ce să mai spun. Că întrebările pe parcursul anilor cam nu că sunt aceleași. Nu toată lumea știe că eu sunt fiul lui Mihai Dolgan și a Lidiei Botezatu. Și noi vorbeam pe tema asta, că soarta copiilor din familiile artistice, exact. Ele sunt într-atât de asemănătoare. Spre exemplu, iată, Vladimir Presneakov, mic, deci Vova, da? Și Vladimir Petrovici cu ea, cu Lena Presneakova, au lucrat la taică-miu un an de zile în noroc, din 71 în 72. Da? Și Volodea e mai mare ca mine cu ceva. Și toate istoriile care el le povestește prin turnee, asta așa, asta e unul la unul. Da? Sau alte momente. Și știi întrebarea asta, cine e Radu Dolgan? Nu știu, știi, uite, dacă era taică-miu, știi, întrebarea asta... Cred că trebuia să fie adresată lui. Dar cine-i fiul tău? Da, da, da. Știi? Au trecut atâția ani. Eu înțeleg ce vrei să spui. E foarte greu să vorbești despre tine. Imagine să vorbească altcineva despre tine. Asta-i. Dar, bine, asta și e o problemă noastră. Moldovenilor, noi suntem cumva, mie mi se pare că noi suntem poate uneori prea modești, poate ca să nu părem aroganți. Noi nu putem să ne spunem calitățile noastre. Nu, Aura, știi, eu am să încerc tot mai mult să vorbim în domeniul nostru artistic. Da. Fiindcă noi trebuie să fim cinstiți. Da. Cu meseria noastră. Știi, tu spui de chestia asta, că noi moldovenii, noi suntem fix așa ca și englezii, ca și nemții, ca și elvețienii, și suedezii, și toată lumea tu civilizată. Mie mi se pare că sunt mai dezvolți. Nu, nu, mai... noi suntem aceiași, numai că noi suntem o țară mică, Republica Moldova. Da? Spre exemplu, taică mi-a spus așa, în 85, au venit dintr-un turneu și el îmi povestea niște lucruri după ani de zile. Și el spune, tu știi, când a venit Gorbaciov la putere, un intelectual... a vorbit cu mine într-un oraș după un concert, era în Rusia, da? Și el atunci mi-a spus, el mi-a povestit istoria asta taică-miu după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică. Și eu am să încerc să vorbesc în original. Adică el era un intelectual rus și el l-a întrebat pe taică-miu, Mihai, ce vă budete делать, moldovanii, если Советский Союз развалится? Dar taică-miu spune, dar eu atunci eram... Că era mișcarea națională și zice, păi, nu, мы будем, во-первых, свободны, мы будем. А что вы будете делать дальше? Пройдут эти праздники, что вы будете делать? Ну, в конце концов, мы кормим весь Советский Союз. У нас вино, у нас фрукты. Запомни мои слова, все это никому не надо будет. Да?
На чем вы будете зарабатывать? Что, вот вы артист, вы же маленькая страна, у вас 3 миллиона. El a avut dreptate, că noi nu avem gaz, nu avem petrol, nu avem zăcăminte de aur. Da, și de asta, deci, dar noi venim la ce? Noi venim la meseria noastră. Oamenii noștri sunt pâine, sunt, nu, Doamne, eu mi-aduc aminte de concertele care noi le aveam în anii 80, 90. Ți-aduci aminte, sigur, da? Da? Era o plăcere, da? Noi putem decât numai să povestim cum era, da? Acum noi ajungem la ce? Noi ajungem tot mai mult la meseria noastră, la meseria de artist în Republica Moldova. Ce înseamnă în ziua de astăzi meseria de artist? Pauză. Da? De ce? De aia că noi nu avem industrie muzicală. Noi o avem, dar ea nu funcționează cum trebuie, fiindcă băieții ăștia care mișcă în industria muzicală, ei trag de ațișoarele care le-i convenabil lor. Hai să aducem la sala asta pac pe acela care cântă. Nu știm cum cântă. Da? Mm-hmm. Dar asta aduce bani? Dar hai să facem asta. Dar poftim, a venit Iurahip la Palatul Național. Tu crezi că a fost sala plină? Nu știu. Nu. Mm-hmm. Nu, a costat biletul $100. Mm-hmm. Dar nu a fost 2000 de oameni. Iurahip. Da? Bine, vine orice star din Rusia, ori, nu știu. Sala plină. Dar aici noi vorbim din încărcătura artistică, de ce e ce se dă din scenă. Iată, la asta noi trebuie să venim. Și noi ăștia care încercăm să spunem ceva în scenă, noi deocamdată suntem în pauză. Fiindcă nu se întreabă o frază muzicală, un cuvânt. Un mesaj, da. Da? Deocamdată și de asta, iată, deocamdată asta mie avem. Mie îmi place optimismul tău, deocamdată. Da, deocamdată. Tu crezi că tot e ciclic, că o să revină, da? Dar nu are cum să fie altfel. Uh-huh. N-are cum adică să fie. Adică noi trecem acum așa printr-o perioadă de tranziție în ce ține de muzică, de artă. O să vină la un moment dat ceea ce povesteam noi la baza noastră de repetiții, când lumea artistică, când o să creeze aceleași consilii, că ele de acum sunt la noi la palat, tu nu ai cum să faci un concert, spre exemplu, că eu vreau să cânt asta. Da, ok, tu plătești arenda, tu plătești instalația, tu plătești tot asta, totalul îți vine atât, vreo câteva mii bune, adică peste 10.000, hai să spunem, dacă chiar interesează pe cineva, tu știi despre ce vorbim noi, da? Dar ce vrei tu să prezinți în scenă? Aha, tu prezinți asta, aha. Peste vreo câțiva ani, eu nu știu dacă tu ai poți, acel artist care nu... vrea să lasă o urmă adevărat, o să poată să adune aceeași sală. Vrei să sală. Spui că deja și la palat este un fel de consiliu, adică îți cere repertoriu, da? Nu, încă nu. Colectivele care lucrează la Palatul Național, da, ele sunt vizate de director, de... Noi nu putem să, spre exemplu, să ieșim acum să prezentăm un produs ca să nu întreb, da, ce o să cântați? Noi, formația Noroc, care cu tot repertoriul e știut. Clar, fiindcă voi sunteți angajații Moldova Concert, da. Evident, da, atunci așa da. Da, da. Și asta e normal. Măcar că, sincer vorbind, nu e rău. Uite, așa un consiliu nu e rău, că atunci nu ar avea surprize în scenă și totuși s-ar ține totuși cumva așa o calitate, o barieră, da? Da. Peste care nu poți trece, da? Un barometru de asta, știi? Lucrurile o să aranjeze de la sine. Noi trebuie să avem puțină răbdare. Da. Și lucrurile o să revină la normal, fiindcă gata, deja sita lucrează. Vrem noi sau nu vrem? Da. Hai să trecem la întrebări, știi? Uite, eu am observat că în interviurile în care tu erai invitat, deseori ți se puneau întrebări despre mama și tată. Tine asta te deranjează? Nu ești obosit de asta? Nu, fiindcă noi am fost... Știi de ce îți spun? Că nu vreau să dau nume cine, ca să mă rog să nu pun nu, dar nu mă... Nu. Dar tot un copil nu, la unui, eu am să-ți spun. Unor personalități, asta mi-a spus. Eu am obosit să fiu comparat, veșnic, întrebat doar de asta. Știi, Aura, eu am să spun așa o chestie. Relația noastră, mămica, tăticul și eu, adică Mihai Dolgan, Lidia Botezatu și eu lucrez în Noroc... a 36-lea an de acum, da? Sunt, cum spune, așa.
Păi când am venit în formația asta, până noi până atunci n-aveam secrete unul de altul. Nu, noi nu avem cuvântul ăsta. Fiindcă la noi, în familie, nu există o viață dublă. Noi suntem super deschiși. Nu avem, fiindcă noi pipăim ce? Adevărul. Adevărul nu are cum să fie dublu, triplu sau nu știu ce. El e unul, fix așa ca și dublu în scenă sau la studio. El e unul. Tu nu, profesioniștii îi spun așa, nu, a doilea, tu vrei să faci, dar el nu este. El știe că am bancul ăsta, veniți la vară, știi, și înțelegi? Nu, nu există. Și de asta, nu, eu n-am ce ascunde. Eu nu mă pot să spun mulțumesc acolo că mi-a fost dat să mă nasc într-o familie artistică și să mi se dea de bună voie niște lucruri. Fiindcă taică-miu îmi povestea niște lucruri, eu învățând la Porumbescu, la Coca pe atunci, da? Și el studiază muzica clasică, cântă-l, înțelege-l pe Bach, înțelege-l pe Schumann, pe nu știu pe cine acolo, da? El, da, eu vreau muzică ușoară de prin clasa șasea. Așa, nu, nici să nu aud, da? Fiindcă eu când am dat la școala muzicală, ei nu vrut ca eu să devin muzician. Era un turneu, în turneul în Asia Mijlocie și eu eram la Hâncești, la bunica mea, da? Și mămica suna din turneu și spunea, mamă, să nu cumva să aud că el dă la școala muzicală. Dar și a venit o comisie... Doar, foarte straniu, pe timpuri ca și părinții tăi, deci muzicienii chiar trăiau bine și ei... Dar nu-i vorba de asta. Și tot, de ce nu-și doreau? Nu-i vorba de asta. Neblagădarna e sudba, cum spune în original. Neblagădarna e sudba, bine, în cazul lor... Asta e în asta. Că cine nu înțeles. Fiindcă viața artistică, ea este frumoasă, dar ea este și... Grea. Evident. Și ai mei, care toată viața au lucrat numai în live, și atâtea nopți, și autobuze neîncălzite, și avioane... Doamne ferește că puteai să cazi sau nu știu, trenuri sau nu știu, și aveau o lună de concediu numai, da, pe timpul sovietic, și în rest 11 luni lucrau câte două concerte pe zi, când aveau 60 de concerte pe lună, 70. Taică mi-a spus că cu norocul vechi eu lucrat 6 concerte într-o zi, asta a fost record, 6. Da. Când norocul vechi, da, când, 6 concerte pe zi. Au mare noroc au avut ei că totuși erau un doi împreună. Eu nu știu ce consoartă avea să reziste un așa ritm și invers. Nu, bine, asta a fost tot de la sine. Asta a fost cam că a fost scris de sus acolo. Fiindcă mămica a fost luată în formație de la Ministerul Culturii și a spus, nu era domn Mihai, era Mihal Vasilici, aveți nevoie de o solistă în formație. Aha, ok. Și muzicienii în oraș. Cine? Iată, este o fată la Neaga. Lidia. Tu-i cunoște. El a spus, trebuie să merg să o ascult. Și el a mers la Neaga, dar mămica învăța la dirijat. Pardon, la teoria muzicii. La teoria muzicii? La teoria muzicii, wow. Da, la teorie. Ea trebuia să devină teoretician, da? Și să se întoarcă la Cotovsk, pe atunci Hâncești, și să predea solfegiul și teoria la școala muzicală. Și când taică-miu a venit la Neaga, el așa cum era și el spune, eu am auzit că tu cânti, hai cântă ceva. Și ea s-a așezat la pian, așa, și a început să cânte. Bine. Dar poți să vii la o repetiție a formației noroc. Formația noroc, pe atunci ei erau, da? Și el, eu au venit, au făcut o noapte repetiție, și stai așa, cum era cu două țigări, el a fumat, gata, tu ești la mine. Dar ea era ca solistă. Pe urmă, în turnee, toată treaba, un an de zile o trecut, și stai iată, eu îmi permit să povestesc istoria care trebuie să o povestească maică-mea, că ea e în viață. Dar istoria a fost așa. Ei aveau concert chiar la Hâncești și au mers la concertul lor Nicolae Sulac, da? Cu Andrei Strâmbeanu, și după concert mămica, ea era solista formației și ea a organizat o masă acasă, da? Și toată formația noroc, Nicolae Sulac și Andrei Strâmbeanu, toți după concert stau la masă la bunei mei, cum, da. La,
Atunci taică mi-a opus, pune, cum spune, se uita la altă fată, dar Nicolae Sulac, spuneți, Misa, când vorbea el, știi cum, dacă... Da, mă prind. Nu știu la cine te uiți tu, dar tu uite la fata asta. Taică mi-a, nu, Nicolae, că nu știu, nu, ea e solistă. Eu am să-ți o fur. Da? Și toată povestea a început de la masa aceea, de la banchetul cel din... Și așa el a început, aha, stop. Și în turnee, era un turnee în permanență. Și de ei de acum îmi povesteau cum au început să, cum spune, să atragă atenția unul la altul. După concerte, da? Ea era, avea cameră la hotel și nu știu. Și așa, eu am început, nu știu, dar cum eu pot să... Dar cum toți voi v-ați împrietenit așa și... Foarte simplu, într-o bună dimineață, noi, el a intrat la mine și noi am început să ne batem cu pernele. În camera de hotel. Am înțeles. Da? Clar, dar spune-mi, te rog, dar ce ai luat de la ei? Iată, ce ai luat de la mama și ce ai luat de la tata? Nu știu, cred că asta lucrează acolo. Mai multă lume spune că eu tot mai mult încep să seamăn cu taică. Exact, exact, asta am vrut să zic, de la tata parcă mai mult. Eu aș vrea, știi, eu sincer îți spun, eu aș vrea, dar eu cred că el e unicat, el e unic. Și nu numai că el e Mihai Dolgan, deci Paul McCartney, Richards, da. Lennon, acolo. Doamne, atâtea și atâtea personalități. Asta nu se repet, acolo se pune ștampila sus și spune, asta e într-o variantă. Într-o variantă și gata. Dacă acolo seamăn fizic chestia, nu știu, da, cred că da. Cred că bine, tot. În viața cotidiană. Elisio seamănă mai mult cu el, tu știi? Iată, eu, e copilul, deci da. Băiatul nostru, Elisio. El seamănă la taică-miu, eu când l-am văzut la mic, cum el stă picior peste picior așa, știi? Cum la taică-miu stătea așa acasă, picior peste picior. Și el așa, știi, pur, așa, știi, pac, știi, și mult, eu sunt, opa. Sau șuieră prin casă, spre exemplu, știi? Băiatul, da? El nu știe de asta, că el nu l-a văzut. El sunt născut după ce taică mi s-a dus sus. Da. El seamănă. Da, și tu ai fost băiatul mamei, așa să înțeleg. Băiatul bunicilor. Bunicilor. Da, eu eram de la un an de zile, eu le spuneam la bunici, mama, tata. Dar acum ești băiatul mamei, tu stai cu mama? Nu, noi stăm aparte. Noi stăm aparte de când ne-am căsătorit. Deodată am plecat de casă. Dar tu la câți ani te-ai căsătorit? Cam 30 ori, așa? Da, 30 ori, la 38 de ani. Asta am vrut să zic, că până atunci stăteai cu mama, nu? Păi da, da, până atunci eu stăteam în casa părintească. Părintească, da, de-aia și zic. De-aia și zic, băiatul mamei. Da, băiatul mamei, după ce taică-miu s-a dus sus, Loredana a venit la Chișinău. Dar istoria noastră, asta e altceva. Da, fiate, apropo, te-ai povestit atât de frumos despre mama și tata, dar eu ai povestit și despre istoria voastră. Eu apropo, chiar sunt curioasă, de unde până unde, cum v-ați găsit voi, cum v-ați găsit? La noi e aceeași chestie ca și la părinți. Și asta a fost, deci, anul 1991, eu sunt invitat la festivalul Mamaia, da? Nu vreau să merg. Noi eram în concediu și am făcut primele turnee în România, noi am fost primii artiști sovietici, da. Că în live am cântat... cum spune, pe timpul lui Ceaușescu, cu norocul, câte două concerte pe zi. Și toată tradiția asta, după asta, a început să ne invite până după Revoluție. Și noi am venit din următorul, cum spune, din turneul care l-am avut în România, cu norocul, și eram în concediu. Când hop la Ministerul Culturii, Grigore Dolință, da? Da, ținut. Mihai, dar Radu nu vrea să meargă la Mamaia, la festival. Dar eu, nu! Taică meu. Da. Nu el, dar maică-mea. Da, el o să meargă. Eu, nu, tu ai să mergi. Și ai să mergi la plajă. Tu nu la concurs, la plajă, da? Da, el merge. Și eu vin acolo, auzi, la festival, la concurs, da? Mm-hmm. Fac festival, pac, premiul întâi, da? Da. Dar era pus pe altcineva. Eu pot chiar să spun pe cine, pe Daniela Gheorfe era pus. Mm-hmm. Eu am fost primul artist care am câștigat, adică primul care am câștigat festivalul atunci la vocal, da? Că iată Carmen Trandafir spune, eu am câștigat, nu, eu am câștigat la tineri, dar eu am câștigat la consacrați, uh-huh. În 91, da?
Mie, de fapt, a trebuit să mi se dea barca aceea, că a fost barcă cu motor. Mm. Barca a fost din România. Asta a fost primul mare. Da, dar motorul a fost din Moldova. Înțelegi? Cine a luat? TVR-ul a luat, adică nimeni. Știi? Da. Și iată, vă zic, deodată am câștigat și primesc invitații de la Teatru Tănase, da? De la directorul Vasile Donoțe. Și el spune, noi te invităm la teatru. Alexandru Așinel, Stella Popescu. Wow! Eu vin acolo fix pe o lună de zile, da? Și lucrez cu ei la Teatru Tănase o lună de zile și deodată Așinel spune, gata, tu ai rămas. Taică, mi-o mă așteaptă aici, eu trebuie să vin acasă. Da, da. Nu, el aici. Ei, și cum? Eu stăteam la Hotelul Union, pe Calea Victoriei, da? Dar Loredana stătea, că ea, de fapt, de prieteni este numită Chessy. Așa toată lumea îi spune, Chessy. Și noi ne vedem în intrare și ea spune, eu am spus că eu am să fac cunoștință cu tine. Dar eu sunt, da, eu spun, tu cine ești? Eu am spus că eu am să fac cunoștință cu tine. Eu mă numesc așa, 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 așa. Și ea vine la, după asta la spectacol cu prietena ei și culmea că eu am pus ochiul pe prietena ei. Înțelegi? Da? Și după asta, fix așa. Fix zici, ca tata. Da. Fix ca tata. Da, dar prietena ei spune că eu Radu smăritată. Iată, asta... Știu ele, zic că asta e liderul. Da. Nu, 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 eu parcă eram... Dar ea arată, ea e timișoreancă, e bănățeancă, știi? Și eu când mă uit, fata asta, wow, mă uit la ea, dar ea nevinovată, ea fată, 20 de ani de la Timișoara venită, da? Și eu mă uit așa, eu spun, wow, da. Și iată așa, noi am început să ne întâlnim. Și am stat 5 ani la București. 5 ani la București? Da, împreună. Eu deodată, peste un an de zile... Voi după, că, îmi pare că după asta v-ați despărțit, da? Din da, pentru că eu am adus-o... Nu, dar pe istoria acum e. Istoria că eu am adus-o acasă, da. După un an de zile. Mireasă. Da, eu am adus-o acasă, la da. Ștefan cel Mare. Unde stăm? Da, părinții, la părinți. Și i-am adus acasă la ea, la Timișoara. Așa. Fiindcă eu făceam turnee cu în echipa lui Alexandru Așinel și al Stella Popescu. Noi lucram toată România, câte două concerte pe zi, polivalente, da? Și de ce v-ați despărțit? Nu, dar tu vii de acum la ultima fază. Și noi am stat 5 ani împreună, da, la București, când a venit momentul când a trebuit să iau decizia să mă mut la București de acum. Aha. Să fiu numai acolo. Dacă eu făceam naveta, adică concerte le aveam numai în România, eu cu norocul nu am activat 5 ani de zile, da? Eu veneam acasă numai... Și la un moment dat, ea pur și simplu a spus, măi, noi trebuie cumva să ne decidem ce să facem, da? Și eu nu m-am decis. Nu m-am decis, fiindcă eu eram tânăr și eu am crezut că l-am apucat pe Dumnezeu. Da. Da? Și ea, în timpul ăsta, fiind actriță de profesie, fiindcă ea învățat la Institutul Teatral, da? A primit o ofertă de la Marele Porcărete, da? Vă zic, în trupa spectacolilor Danaidele, care a fost cel mai mare proiect european, peste 100 de oameni în scenă. Da? Și cu turneul ăsta eu o colindat toată lumea. Dar în timpul ăsta eu m-am întors la Chișinău, în 95. Da? Că eu chiar astăzi mergeam de acasă și eu spun, adă-mi aminte, eu spun, când la noi a început niște chestii. Da, și ea spune, iată, spui că așa să știu cu datele mai prost. Da, cam. Te intuiai că am să te întrebă, da, și ei au mers toată Europa cu turneele, eu eram la Chișinău, după asta eu au avut turneu în Statele Unite și i-am sunat din state. Și au spus, eu au venit la Chișinău odată, pe urmă m-am mai sunat încă o dată, ce facem noi? Nu, eu sunt la Chișinău, eu vreau să cânt cu norocul în live, da, aha, bine, mă mai las o leacă, da. Ce faci? Iată așa, așa, noi facem program, bine, pa! Ce faci? Mi-a ajuns la un moment dat la ziua mea din naștere. Ce faci? Eu spun, bine, eu spun, iată aici. Da, nu, pa atunci. Pa-ul ăsta a fost pe 12 ani de zile. Și fix prietena ei... Hai că pe ea o înțeleg, dar tu n-ai intervenit în aici 12 ani. Nu, eu am vrut să știu unde este ea, fiindcă eu nu am spus că, domnule, eu trebuie să știu unde este ea, că ea e bine, că ea are familie, n-are familie, dar eu trebuie să știu, fiindcă ea a dispărut, pur și simplu. Atunci nu erau mobile. Am înțeles, da. Înțelegi? Și m-au găsit
Cine? Tot prietena ei care ne-a făcut, da? Când mă sună peste 8 ani de zile, peste, stai, 9 ani de zile, zic, Radu, ce faci? Claudia la telefon. Ei m-au găsit la telefon, dar eu stăteam la părinți. Da. Și iată așa, noi am vorbit 3 ani la telefon. 3 ani. Serios? Da. Ești interesant la voi, Doamne. Și a venit momentul când taică-mi eu s-a îmbolnăvit. Și el, după ce a suferit și a fost operat, el s-a dus sus. Și după asta ea, pur și simplu, la un moment dat, a spus, eu vin la Chișinău. A lăsat casă, mașină, job. Aia, că am povestit astăzi, da? Părinții i-au adus acolo. Ea stătea în Canada. Da, ea stătea în Canada. Ea gata, era cetățean canadian, acum tot. Și ea s-a întors aici. Deci, adică ea a venit aici. Deci nici ea nu și-a făcut familie între timp, nu? Da, ea nu. Nu. Da. Nici tu, nici ea? Deci... Da, nu, eu... cum? Eu trebuie să fiu cinstit. Oficial nu. Dar, cum se spune... Eu am avut relații, chestii, au fost. Dar Dumnezeu m-a ținut, fiindcă eu am spus că eu sunt neîmpăcat. Eu țineam la ea, într-atât de mult, că eu spun, eu din tăi trebuie să știu ce e cu ea și apoi urmă, dacă eu am să știu, atunci eu am spus, pot să iau decizia. Și iată, după ce ea m-a sunat peste 9 ani de zile și prima întrebare a fost, tu te-ai căsătorit? Eu spun, nu, dar tu, nici eu. Nu vine, atunci mai vorbim la telefon. Și noi vorbim și tot vorbim și tot vorbim și după ce a fost să se întâmple cu taică-mi ce s-a întâmplat, ea într-o bună zi mi-a spus la telefon, eu vin la Chișinău. Și noi nu pentru ca să așa, dar ca să ne vedem, da? Da, da. Și atunci noi... A fost decisiv atunci. Da, atunci decisiv a fost. Frumos, interesant. Interesantă istorie. Asta. Și adică gata, Canada s-a terminat așa, să înțeleg, da? Nu, de ce? Copilul nostru s-a născut acolo. Da. Ei sunt cetățeni canadieni, eu sunt rezident canadian, noi avem toate actele în regulă. Actele în regulă, da. Dar noi, adică, am avut o tentativă să ne stabilim acolo din 2015 în 2016. Eu am stat aproape, cum spun, mai mult timp. Dar el a mers chiar în clasa întâi, acolo a făcut ultimul an de grădiniță, primul an de școală, da? Și după ce maică-mea mi-a spus la telefon că Ministerul Culturii trebuie să facă 50 de ani de noroc, în 2017, mi-a spus la telefon, vin acasă să facem concertul. Și eu am revenit acasă, fiindcă noi am activat toată perioada asta, 2008-2017, da? Și m-am revenit acasă și eu am rămas acasă și după aia eu revin peste un an de zile. Clas, deci n-ai prins rădăcini acolo, așa-i? Pot să spun că pentru mine Canada este, cum se spune, a doua, fiindcă este patria, este, cum se spune, casa copilului meu, că el e născut acolo și mama este acolo, da, fratele Loredani cu soția lui și Elisa e născut acolo și noi ne simțim foarte bine acolo. Dar iată că din 2016 noi suntem aici. Și aici e mai bine. Aici e acasă. Aici e acasă. Și e mai cald. O, da. Dacă la capitolul ăsta, da. Așa e? Da. Da. Bun, am înțeles. Dar spune-mi, te rog, uite, tu ziceai că părinții, de fapt, cumva te-au influențat. Nu te-au influențat. Tu ai zis că ai mers la școala de muzică, da? Adică, Eu am mers contra voinții părinților. Adică, da. Tu, de fapt, te vedeai pe tine muzician sau cântăreț, așa? Și nimic altceva? N-ai avut niciodată un alt vis? Nu, eu pur și simplu, eu nu știam, fiindcă eu am fost născut în culisele formației. Tu altceva nu știai? Nu, eu am fost crescut, cum spun, în culisele norocului în toată Uniunea Sovietică. Cânta maică-mea, mă ținea Surceanu. Surceanu ieșea în scenă, mă ținea Petrache. Petrache, de alte specialități, adică generația noastră știe atunci ce visa. Băieții vreau să devină cosmonauți. A, nu. În mare parte. Nici de cum oameni de afaceri. Deci nu aveai oameni. Dar nu, eu instinctiv, eu am fost crescut. Văzător înghețată. Da, eu pe geamantane am fost crescut. Trenuri, avioane, autobuze, săli de concert. Deci oamenii care te înconjurau, de fapt, în mare parte erau oameni de artă, evident. Da. Și, apropo, iată, la noi nu de mult a fost...
Călin Bieru. Da? Da, am făcut interviu cu el și el își amintește cu mare drag de petreceri, nici nu petreceri, dar serile, da, când, da, când venea, da, 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 Grigore Vieru cu colegii lui, dădeau buzna, știi, și uite, din tot ce aveau să... La da, gata, eu ți-am înțeles întrebarea. Exact așa și la noi, voie, fix așa în casă a fost. Asta e o atmosferă tipică artistică. Artistică, da. Numai cine nu a fost în casa asta? Numai cine s-a petrecut în casa asta? Și s-a compus muzică și nu, tot. Și câtă lume artistică. Și eu învățam la școală și când îl învățam pe Vieru și când le spuneam la colegi și la învățători că la noi în casă vine Grigore Vieru și Dumitru Matkovski să scrie, da, muzică, dragi elevi, iată, noi avem un elev, iată, așa, iată, Grigore Vieru vine. Da, și eu, da, eu mă tupilam acolo, stăteam acolo și mă uitam cum scrie taică-mi o muzică cu Vieru și cu Matkovski și cu Strâmbeanu și cu Ciocanu și cu Busuioc și cu... Deci tu vedeai tot procesul ăsta, da? Da, super. Dacă mi se permitea, cum se spune, da? Și asta este, fiindcă altceva nu-i. Este asta. Spune-mi, te rog. Tu, apropo, tu undeva deja, eu undeva îmi intuiesc ce o să zici, dar totuși, care este părerea ta despre generația de muzicieni de azi? Eu... Da, da, da. Nu. Eu sunt obligat să spun niște lucruri adevărate, dar cum să spune, niște chestii care trebuie să fie înțeleasă de toată lumea. Nu există generația de astăzi. Există simplu. Noi toți suntem oameni de creație, oameni dați de la Dumnezeu. Unul cântă voce, altul cântă chitară, altul cântă drums, altul cântă bas, altul cântă clapă, altul cântă vioară, nu știu. Noi toți suntem. Altceva că pe noi, cum spune, ne ambalează, ne pun în folderul ăsta, că iată, generația asta, generația... Nu, iată, eu, spre exemplu, dacă să vorbesc și eu, nu pot cânta, spre exemplu, cu pianistul ăsta sau cu chitaristul ăsta? Desigur că pot. Altceva că influența este alta și, cum să spune, aluatul ăsta este altul. Da, aluatul este altul. Fiindcă ei nu au cum să știe. Ei nu știu cum să cânte un patrat de jazz adevărat. Ei nu știu cum să răspundă, cum să spun, în scenă. Asta se numește jam session. Da, ei cunosc mai mult material ca noi, spre exemplu, dar ei nu știu una. Adică nu, ei știu. Asta trebuie, știi, activată chestia asta, știi? Uite, chestia asta. Pac! Dar pui așa. Da, dar tot timpul a fost așa. Tot timpul a fost, la toate generațiile a fost așa. Numai că noi am avut de la cine învăța. Eu, spre exemplu, am învățat de la un maestru, Mihai Dolgan, care l-a făcut pe acela. A venit timpul meu și mie mi s-a dat lecțiile astea care la conservator nu se predau. Astea sunt lecții care se dau în live. Faci așa, deși, de atâta, fiindcă așa trebuie. Dar tu de ce? Tu nu crezi că motivul la asta mai este și faptul că atunci, pe timpurile cele când activa norocul, da? Erau foarte multe formații, uite cum spuneai tu, pe lângă filarmonică, pe lângă Moldova Concert, pe lângă televiziune, da? Radio, televiziune. Deci ele cumva erau dotate și susținute de stat și oamenii aveau posibilitatea să aibă astfel de formații, să exerseze zilnic, da? Să improvizeze, să crească profesionist, da? Deci să încerci toate. Și uite ce se întâmplă acum. Acum să ai o formație, asta este wow, asta este visul oricărui interpret, dar tu nu poți să-ți permiți să întreții o trupă întreagă, înțelegi? Eu ți-am prins gândul din jumate de frază. Contra-întrebarea este pentru ce ai nevoie tu de formație, de band? Ca să evoluezi, ca să, uite, asta să fie o activitate zilnică. Uite, fii atent, uite, că noi vorbim acum niște lucruri care... Da. S-ar face de un producer la o academie, iar el s-ar da o contraîntrebare. Pentru ce ai nevoie tu de formație, de band? Și tu spui, păi cum? Păi ca să cânt pe viu, asta e puțin, el să spună. Păi pentru ca să-mi cânt repertoriu, asta e puțin. Dar pentru ca să scriu muzică bun, asta e puțin. Întrebarea de bază, știi care este? Dar ce vrei tu? Care este mesajul tău, a tău, sau a meu, sau a lui? Tu ești leader band. Tu
ai ce da în sală. Ia că noi despre asta trebuie să vorbim. Tu la măria sa publicul. Asta e măria sa publicul. Cum vorbim? Publicul. Nu, nu publicul. Nu publicul și nu oricare public. Măria sa public. El te-a făcut. Tu până atunci ai trecut școala, tu ai trecut, tu ai, ai, ai intrat în scenă odată, de două ori. Tine, pe tine acolo ți-a spus, te iertăm odată, odată. A doua ori, tu lecții înveți în scenă. Dar la profesioniști nu se învață din 10 de ori, maximum din 2, din 3 ori. Și tu știi despre ce vorbesc. Știu. Da? Da. Și produsul care tu îl faci pe timp, când tu vrei să faci concertul tău, tu știi pentru ce faci asta. Și tu după asta poți să spui, eu am ajuns la asta, eu cânt asta, eu prezint asta. Și atunci tu poți spui, dar acela cântă asta, asta, asta. El trebuie încă să se mai dezvolte. Dar când este vorba de band, spre exemplu, de formație, dar nu e niciun problem, fă așa odată, pac, și tu ai adunat un band. Și tu ai manager, și tu ai nu știu ce, da, iată, gata, tot acolo, tot, corporative, concerte mai puține, în Moldova, da? Întrebarea de bază este, ce vrei să spui tu? Tu la asta ai să vii, mă crede-mă pe mine. Tu, fiindcă tu ai să vorbești cu Doamne, Doamne, spune, ce vreau să spun eu pentru omul, pentru public, pentru el, pentru ea, pentru... Mie îmi trebuie să spun ceva, cu adevărat. Dar atunci artistul se formează, da. Da, așa pur și simplu să cânt un cântec, două, trei. Dar cântă, domnule, unde vrei. Înțelegi? Un pic, da, dar nu prea înțeleg. Nu prea înțeles. Nu prea. Nu, dar eu am să spun. Fiindcă, uite, o să vină un moment când o să aranjează lucrurile în viața ta, când tu ai să simți că tu ai să cânți încă un șlagăr. Numai că el o să fie la alt nivel. Și o să mai pară încă unul. Când tu ai să simți, da, ăsta e mai adevărat. Și tu ai să simți asta să cânți la public. Evident, noi evoluăm, noi trebuie să creștem. Dar tu știi că sunt artiști care cântă o melodie. Da, tu știi despre știu, ce. Da. Tu ai melodia asta. O ai. O am. Așa. Acela oare? Oare. Păi iată, dacă tu simți, iată, spre exemplu, eu mă uit la părinții mei, de ce se cere primăvara și de ce plâng chitarele? Tăticul când a scris de ce plâng chitarele, știi cum l-a scris? Acasă, el a mers din turneu, a venit și el a mers acasă, la nord. Și în căruță, 5 km până în sat. Și căruța merge și el era compozitor, liderul norocului, care a început să scrie. Da? Și el merge din turneu, obosit, cu gândul că el o să-l vadă pe mama și pe tata. Căruța merge și el... El vine la Chișinău, se întâlnește cu Efim Kremerman, da? Și acela evreu român spune, Mihai, eu am să scriu un text. El a scris și cântă un artist. Da? Da. El a scris Dordorule, dar pe asta toată lumea cântă, da? Uh-huh. Și pac, o scris cântul, de ce plâng chitarele? Primăvară după asta strâmbeam, fix așa e istorie. Înțelegi? Noi stăteam într-o cameră pe Serghei Lazo, unde era un pat, un pian și o masă mică care este de lemn, care este până acum la noi acasă. Și nimic mai mult. Și uite, în cămeruța aceea s-a scris Primăvara în 1973. Eu aveam 3 ani de zile. O venit Strâmbeanu cu Elena Strâmbeanu, soția, și cu Mihaela, fiica. Și a spus, copiii și soțiile merg la minagerie. Mihai, noi îmi scrim un cântec. Și ei au adus din Pribaltica, dintr-un turneu, da? Au venit dintr-un turneu. Și noi am mers la minagerii. Și venim, domnule, de acolo și ei stau și auzim, primăvară, mi-amintește, câte de lumina dragostei din tâi. Și ne, când mă uit toată sticla balzam, risky balzam, toată băută, da? Dar ei nu erau, Și asta, a doua, peste vreo câteva zile, asta se cânta în Chișinău de acum. Primăvară, mi-amintește câte oară, de lumina dragostei din tâi. Da? Procesul de creație. Înțelegi? Da, fiindcă da. Tot ce s-a pus în textele astea, asta e pe ani de zile. Pe zeci de ani de zile. Da. Fiindcă toată lumea spune, dar de ce plâng chitarele? Dom'le,
Asta poți ști numai Dolgan și cu Efim Krimerman. Acolo se spune de ce plânchitarele știu doar felina, strunele, amarele, ce oare au pierdut. Adică succesul unui cântec care este? Să fie o melodie bună și un text care să... Deci cămașă să fie, nu știu, acea... Eu știu ce este. Este acea, nu știu, chimie, da? Și acea... Iată, trebuie să fie acea conexiune care să nască... Da, absolut, absolut. Ceva asta, genial, da, nu? Da, da, da. Da. Tu spuneai că părinții... Uite, spuneai că erai un pat, o masă, tot. Dar, de fapt, pe timpurile celea, eu cred că detalia părinților tăi, ei făceau bani din muzică, corect? Eu da, așa? Absolut. Da. Bun, hai să revenim la tine. Dar tu faci bani din muzică, Radu? Aici? În Moldova? Aici. În Republica Moldova? Eu am să spun așa o chestie. Deci, întrebarea este mai complexă. Eu am lucrat în echipa lui Alexandru Arșinel și a lui Stella Popescu 5 ani de zile. Cu unul din cei mai... Erau doi impresari la timpul acela. Eu am lucrat cu unul din ei. Noi lucram câte două concerte pe zi, săli polivalente. Eu puteam să-mi permit la București atunci, în afară că eu cântam la Teatru Tănase și în cel mai scump night bar la Atene Palace Night, că eram după Mamaia și eram cerut peste tot. Și... Eu mi-am inteles timpul acela, era foarte popular în România. Da. Și eu, adevărat. Și eu știu ce înseamnă show industrie. Ea de acum, în zilele noastre, se face altfel. Ori, în Republica Moldova, când am revenit, asta e cu totul altceva. Ce înseamnă să trăiești din muzică în Republica Moldova? Nu știi ce înseamnă să trăim din muzică. Da? Asta înseamnă tirete, puncte, corporative, nunți, așa. Dar nu vreau să mergem în direcția asta. Eu le doresc la organizatorii, la promotorii noștri, să ajungă odată la ceva. Adică să prezinte niște produse. Altceva, că noi nu avem cerere în Republica Moldova. Fiindcă vorba noastră, unde să mergem? La într-un oraș, 2, 3, 4, 5 și s-a terminat. Piața e foarte mică, da? Așa e. Iată așa, dacă trăiesc eu din muzică sau nu trăiesc, eu pot să spun că mai mult că alte profesii nu am, da? Mă mulțumesc cu ceea ce am. Cu ceea ce am. Adică este vorba de un salariu, de cred că de la... Da, și eu, desigur că mai... Da, și drepturile de autor, apropo, drepturile de autor, tu da. Primești bani pentru drepturile de autor. Da, și da, nu... Dar astea sunt foarte mici, tu știi ce da, absolut, desigur că da. Adică ți-ajunge, tu ești foarte modest. Nu, cum să spun, mi-ajunge? Nu, eu sunt invitat și eu la aceleași corporative din când în când, când se cere repertoriul norocului, hai să spunem, în original. Dar eu nu, cum să spun... Au fost ani de zile, dacă să vorbim, că eu încerc să fiu foarte așa, când, spre exemplu, foarte mulți colegi din breasla noastră îmi spun, dar de ce nu cântați, domnule? Eu, spre exemplu, era taică-mi în viață, eu spun, dar de ce să nu cântăm? Noi putem să cântăm, iată, spre exemplu. În live era prea costisitor să fim, fiindcă asta și costă mai mult, da? Dar în trei nu puteam să mergem. Și atunci noi am înțeles că cineva spunea, dar ei nu cântă. Sau, spre exemplu, dar ei nu sunt, dar ei nu știu. Noi venim la anunț și cântă altcineva primăvara, de ce plâng chitarele și alte chestii, Bădiți Petre și alte lucruri. Da, apropo de nunț, iată, voi erați solicitați, sau tu, iată, acum, la petrecere. Eu, acum, aceeași chestie, eu, știi, ca să vorbim așa, fiindcă tu ai avut agenții, tu știi despre ce vorbim noi, da? Eu, când m-am întors în Moldova, chiar am spus, domnule, eu sunt dispus să cânt la corporative. Adică la zero, da? Eu nu cânt alt repertoriu, eu cânt ceea ce e a nostru, da? Au fost vreo câteva tentative, cum se spune, da, de a intra pe piața asta, dar nu știu cum, știi, nu că nu se aranjează. Eu simt că noi suntem, știi, în folderul ăsta, formația noroc. Mihai Dolgan, Lidia Botezu. Dar voi cântați la nunț? Da, noi cântăm la nunț. Da? Dar cât costați? Dacă nu, eu vorbesc de lucrurile care cum sunt, da? Și noi avem un preț. Că prețul nostru nu e atât de, nu știu, că noi costăm atâta sau atâta. Da,
atât cum sună, dar cât costă 45 de minute să cânte? Costă atâta, da? Uh-huh. Cine vrea, poftim. Iată. Adică voi sunteți deschiși pentru a lucra și la tot felul de petreceri? Da, desigur că am venit, am lucrat. Concerte mai puține? Concerte, da, concerte nu sunt aproape că aproape acum. Da, sperăm că, iată, noi suntem din nou la Ministerul Culturii. În sfârșit am fost reacceptați, da? După, fiindcă istoria noastră din 2008, cum spune, o preluat formația, unul din cei mai buni prieteni a formației, a lui taicmiu, Andrei Ivan Slozovan. Și el cum spune, ne-a luat de la stat și el a vrut să miște treaba în particular. Și noi am activat destul de bine cu el, da? Cum spune el ne băga și noi am fost chiar și în străinătate cu el și tot asta, pentru un moment dat când nu s-a îmbolnăvit. Și-a decedat. Și-a decedat, da. Da, și noi am încercat să fim și după asta n-am mai găsit impresarul. Și iată, acum, după ani de zile, noi din nou suntem reveniți la, cum spune, la Moldova Concert, fiindcă noi am și fost la Moldova Concert. Și componența, care este componența, apropo, acum în România? Acum noi suntem iarăși cu o altă componență, iată, noi de acum... Noi primul concert acum l-am cântat în componența asta nouă, asta din e vorba... Din veterani ești tu și mama, atât din, ați rămas. Nu, din ăștia, din ultimii suntem așa, au rămas, deci noi suntem cu maică-mea, Margareta au rămas, da? Riku Vodă, spune exact. Riku acum chiar, el încă, nu, lumea nu știe, da? Noi suntem, formația Noroc acum are 8 oameni, 8, 5 instrumentiști și 3 soliști, clar. Da? Și componența este așa, este clapistul nostru vechi, noi trei, și saxofonistul nostru care este din componența aceea, ceilalți toți sunt noi. Și noi vechi, de la noi sunt reîntors în formație Sergiu Testimțeanu după 20 de ani de zile. El a stat 20 de ani în Spania, basistul nostru, da? Și el s-a reîntors în Noroc. Și este vorba de chitaristul nostru care a lucrat în anii 90, tot s-a întors după 20 de ani de contracte pe vase. Și iată, noi am cântat primul concert în martie, 55 de ani a formației Noroc. 80 de ani a lui taicmiu și 55 de ani. Asta a fost primul concert. Și acum ne pregătim de a doilea concert. S-au aranjat lucrurile așa că maică-mea era taicmiu viu, da? Și nu, ea nu a avut niciodată un concert solo. Lucrează din 68, da? Din 68. Da, da. Și iată, acum de la sine s-a aranjat și iată, mămica o să aibă, cred că, un concert jubilear. Da, da, o să fie ceva foarte și foarte... Da, noi vă invităm, cum spunem. Da. Că o să fie bine. O să fie așa cum a fost, pe timpuri. Clar. Dar tu, ca stil de muzică, uite, tu, nu știu, tu ești cum să, ca adeptul rock and roll-ului, da? Deci mai mult, așa, rock nu, and roll. Nu, eu îmi spun care e toată chestia cu rock music-ul. Da. Mie tot timpul mi-a plăcut rock music-ul, dar eu am venit la asta, fiindcă eu când am venit în Noroc în 88, era Uniunea Sovietică, eu am venit și eu ți-am povestit acolo la bază, da, cum am venit în Noroc. Eu am să fac, eu da, nu știu, da. Că tata mi-a spus, ce ai să faci tu? Tu ai să faci ce trebuie să faci, da? Că eu am avut atâția soliști, pe atâția i-am făcut și eu din tine n-am să pot să fac. Dar eu eram încăpățânat și el într-adevăr după asta spune, da, cu tine e cam complicat. Eu când m-am lansat în primul meu concert în Noroc, eu nu aveam repertoriu, știi? Și eu am ieșit la clape și am cântat două piese la clape, folk la clape. Da, da. La un moment dat mi-a spus, dar tu n-ai repertoriu, eu nu ți-am scris încă nimic. Ce să ieși și să cânți? Și fostul nostru prezentator, Dumnezeu să o odihnească, noi l-am mormântat anul ăsta, Laurențiu Popovici. Da, și el a spus, Mihai, el trebuie să el e solistul formației Noroc. Tu nu i-ai scris nici o piesă încă. El trebuie să iasă și să cânte ceva. Și eu am ieșit și prima mea piesă a fost a lui Silvia Grigoriev, Ruga pentru papei deasupra porții înflorese și Rugă pentru părinți. Așa, da? Da. Pac, astea au fost primele două piese. Și după ce am rodat astea două piese, eu am început să cânt, nu știu ce, știi, când mi-a scris prima piesă, Îndrăgostit de o fată, dacă știi piesa asta. Da, sigur. Îndrăgostit și cum? De auzi? Fată. Da. Îndrăgostit de o fată, îndrăgostit de o fată, trec pe stradă.
noi suntem în turneu undeva prin Moldova. Dar toți băieții din formație de atunci, aha, a venit unul nou, eu. Adică trebuie să-i facem botezul, da? Și eu stăteam cu tobosarul la cameră. Și tu, da. Și noi după un concert, banchet la restaurant și noi rămânem până la restaurant, până pe la vreo 3 noapte, pe urmă venim sus la hotel și vine maică mea la 4 dimineața și spune, măi, că noi avem concert, hai copilul ăsta, 18 ani, că trebuie să culce. A, Luduța, da, bine, ok, ia să duci să culce și noi toți criță eram, eram criță toți, da? Că trebuie să spun lucrurilor pe nume. Și vine maică mea la 7 dimineața la cameră, spune, du-te, vină, te rog, la noi la cameră, că taică tău, mi se pare că ți-o scris prima linie melodică. La 7 dimineața. Și eu vin așa, mă așez pe marginea patului și taică mi-o pe o foaie de așa, portativ, așa scris de mână. Și el cântă, zice, ia uite aici, pa, na, 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 cum crezi? Nu, nu era text, nu era textul încă. Și noi venim la Chișinău și el sună pe Matcos, zice, Mitică, eu mi se pare că i-am scris lui Radu ceva. Vină, te rog frumos, și vine Matcovski la noi acasă și eu 18 ani și el așa se uită și că taică-mi o stai și așa. E despre ce poate el scânte, Mitică? Despre dragoste, înțelegi? Hai, te rog frumos. Și el vine acasă și bine, iată, îi cântă. Da, 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 s-a făcut râba, cum spunem noi, da? El se duce acasă, când, hop, peste două zile, zice, Mihai, eu i-am scris un text. Toate fetele acolo o să, ca ei să vezi, el o să cânt. Când ne uităm, vin acasă, el vine cu textul. Ești primăvara mea cea mai frumoasă. Toate gazisele, domne, în sală. Uau! Eu nu înțelegeam cum. Eu eram tânăr și eu atunci am gustat succesul, știi? Că, apropo, care e piesa ta preferată din repertoriul vostru? Ai o piesă preferată? Nu, fiindcă... Nu, noi gândim altfel. La noi cu ce începeți voi spectacolul? Care e piesa? Prima piesă, da, de ani de zile, de acum, de mulți ani, se numește piesa Steaua Norocului. Ea a fost scrisă în 86, la revenirea formației de la denumirea Contemporanul în Noroc. Am avut noroc. Nu, noi asta nu. Asta e piesa, asta e o piesă care e o dedicație altei piese din Noroc. Asta e piesa lui Anatol Bivol. Da. Dar Steaua Norocului care? Steaua Norocului, asta e Florile locului, florile. Da, iată, asta e prima piesa de început care a fost scrisă special pentru revenirea. Da, asta e, cu asta noi începem concertul. Dar cu ce terminați la de obicei? Chitarele. De ce plâng chitarele? Da, clar. Sau cu primăvara, invers. Păi asta am vrut să zic, că eu la voi orice piesă, orice piesă e șlagăr, eu nu știu, cred că e o senzație nimeni pe mine, așa e când toată sala cântă, piesă după piesă, una după alta. Da, de bunăvoie, așa. Arta se întâmplă de bunăvoie, nu trebuie să faci absolut niciun efort. Da. Acțiunea trebuie să se întâmple. Ok. Eu, Radu, vreau să spun că noi mai avem o rubrică. Da? Da. Care se numește Blitz. Da? Asta înseamnă întrebări și răspunsuri pe scurt, dar nu înainte de a pune publicitatea partenerului nostru Stora. Da? Sunt EVS, da? Ei sunt producători de elemente de fațade. Iată așa. Și apropo, pentru tine avem și un cadou din partea lor, un voucher cu reducere de 20%. Iată, nu știu dacă ai gând să-ți faci casă sau de ce nu, chiar și în apartamente fac tot felul de elemente. Dar noi stăm, la pământ. Da? Noi la pământ stăm. Atunci e binevenit. Noi stăm. Dar asta e altă istorie. Cum pot să povestesc? La noi, știi, toate momentele astea de familie, adică familia normal, de cine e administrată? De ea. Da. Deodată, da. Dar vecinii poate. Da, normal, desigur că. Eu lucrurile astea, cum spune, nu că eu, dar ea... Da, și Loredana, pur și simplu, la un moment dat, ce a spus? Noi am stat aproape 6 ani la bloc, la Rășcanovca de jos. Nu e o problemă să spun, cum spune. Și la un moment dat, ea fiind, cum spune, un om normal, cu o viziune normală, ea la un moment dat a spus, hai să... vindem și să încercăm, că știi cum e istoria cu prețurile și cu Chișinăul, și cu posibilitățile financiare, să luăm o căsuță la pământ. Deci,
Noi, că altcineva, că eu stau casă, că ești mare, nu, și atâta metraj, noi ne-am luat o căsuță. Tot în Chișinău. Da, la Chișinău, la Chișinău, da, normal. Da. În zona centrală. Dar fii atentă că nouă ne-a mers. Uite, că eu nu fac... Nu, pur și simplu ne-a mers. Nouă ne-a mers să vindem și ne-a mers să luăm. Uh-huh. Adică noi am pierdut la vânzare și am câștigat la cumpărare. Da. Dar cum? Băiatul ăsta care a vândut, el și-a făcut căsuța pentru el. Așa. Și-a întâlnit o fată și fata aceea, stând în Italia, a spus, auzi, casa e ok, că casa într-adevăr e bine, totul e super. Dar eu vreau ca noi să stăm în Italia. Sau tu vinzi casa, sau tu mergi cu mine în Italia. Și el a fost nevoit să vândă căsuța asta. Uh-huh. Și noi, pur și simplu, am cumpărat-o la timp. Era la loc potrivit. Da. La timp potrivit. Și noi stăm într-o căsuță și noi ne simțim așa de bine. Și adică stăm aveți la o curte pământ. Mică, da? Noi stăm într-o curte comună. Noi stăm în Chișinău vechi. Aha, am înțeles. Chișinău vechi. Comună, da, 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 da. Adică cu siguranță aveți așa un... Da, o mică da, grădinuță, vecini, da, chestii, da, 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 dar noi ne simțim bine în căsuța noastră, știi? Și nu vă pare rău, e ok. Păi uite, iată, acest voucher o să fie exact da, ce e... de ce o să aveți nevoie. Da, clar. Și apropo, uite, noi ne-am luat cu vorba, dar eu am uitat că nici nu ne-am da? Atins. Mai avem un partener, A Priori Wine, iată, spumantul de la A Priori Wine. Apă ți-am dat, dar spumant da. Nu ți-am dat. Haideți să cecnem și A Priori Wine, fiindcă ne ești drag. Noi eu vreau să spun așa o chestie la cameră. Iată, noi practic prima oară vorbim. Nu știu cum așa a fost să fie, că noi nu ne-am prea întâlnit. Eu tot timpul m-am uitat la evoluția ta, mai ales în ultimii ani. Și vreau să eu nu-ți fac un compliment, eu da, îți spun ceea ce este. Mie îmi pare foarte bine că tu ai făcut anumiți pași în ceea ce vedeam la TV. Lucrurile când se văd de la sine, știi, atunci știi, se întâmplă niște lucruri. De, știi, când vezi ceva, pac, ai văzut odată, pe urmă, hop, ai văzut altceva, hop, da, ai văzut. Și mie îmi pare foarte bine că tu ai avansat din punct de vedere muzical și deci tu deja spui de acum, tu spui în scenă, tu spui. Și da, lumea, vorbesc. Da, de și tu ai făcut și vârsta, da, și tu ai făcut niște produse bune de TV, tu ai făcut vreo câteva concerte, da, bune, da? Deci, mulțumesc. Apropo, tu ești dintre puținii care mă numești pe nume, Aurica, și nu știu de unde, de obicei, Aurica îmi spun cei care mă cunosc din bine. Copilărie sau rudele. Eu am auzit că toată lumea te numește. Întotdeauna mă numește Aurica. Da, eu prefer să numesc lumea așa cum este, adică dacă, poate nu trebuia să fac lucrul ăsta. Nu, dar știi că pentru mine este plăcut și asta cumva am de așa o... Eu știu că oamenii ăștia nu știu cum, parcă te apropii mai tare. Da, desigur. Este ceva mai familiar. Desigur, că absolut. Da, da, fiindcă adevărul este adevăr. Noi... Mulțumesc, Radu. Da, da. Publicitate. Echipa care transformă obișnuitul în extraordinar. Atenție la fiecare detaliu. Grijă la fiecare material decorativ. Calitate în orice lucrare executată. Și indiferent de greutatea executării, profesioniștii Storax știu să facă din o casă obișnuită una specială. Elemente de fațade perfecte, durabile, stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Poți și tu beneficia de serviciile echipei Storax la numărul 068-154-234. Tu ești indiferent la critică sau totuși te agați? Nu că e indiferent. El e normal să fii criticat și să cum spune. Dar depinde ce fel de întrebare de critică. Adică, nu, dacă cineva o să-mi spună, o să mă lovească, știi, în punctul ăsta unde știi, o să-mi găsească chestia asta, știi, uite, nevăzut, punctișorul ăsta, că o să spune, na, pac, ce ai să faci? Ai să poți să răspunzi? Și dacă ai să fii cinstit cu tine... Tu îi spun, da. Dacă spun, da, de ce? Numai întrebări de astea banale. Spun, dar ce ai părul? Auzi altceva. Dar ce? Nu știu. Dar... Știi cum o zis asta? Altceva, altceva. Știi? De atât, cum o zis clasicul.
Da, mulți, da. Eu tot din soră spun cu asta, că e cel mai simplu. Nu te afectează hate-ul. Apropo, dar tu... Eu n-am auzit referitor la timp. Tu n-ai avut hate, nimic. Adică n-ai fost implicat nu, în scandaluri. Deși am... A, nu, dar care scandaluri? Și scandalul poate și la noi, auzi? Nu și scandalul. Eu iată stau acum și mă gândesc. Ei, cum ce? Stai, eu am nimerit, dacă tu ai scăpat, nu știu cum. Ei, da. Da, fii serios. Care scandalul? Și la noi presa asta galbenă așa numită, fii serios, la noi tot se învârtește în prejurul cumătrismului. Da, apropo. Cumătrușela, cumătrușela, nanașa, nu știu, Palat Național, Vasile Stratulat, concert și după asta, și nică. A, 10.000 de euro videoclip, și și dalși, și dalși, și dalși, și nicevo. Am făcut concert, și știu, și nică. Și am vândut cvartira, am vândut, m-am certat cu așa, cu m-o dat afară din casă. Dar unii cântecul. Dar cântecul aici, hai, cântecul. Apropo, în ce relație tu ești cu colegii de breaslă? Iată, n-ai avut conflicte? Dar eu n-am și să... N-ai ce împărți așa? Dar nu fii serioasă! Îți vine un moment când noi să cântăm odată ceva, dar de bună voie, da? Uh-huh. Asta trebuie lucrurile astea să se aranjeze, înțelegi? Da, da, da. Care-i mudic? Care... N-ai avut care... cu nimeni, deci tot ok. N-ai avut ce împărți. Bine, nu știi de ce te îndrept. Totuși tu ești acum deținătorul drepturilor de apiselor lui Mihai Doamna. Iacă eu pot spun, spre exemplu, uite, chiar aici eu aș spune încă o dată în fața camerei, încă o dată, că, domnule, Dan Bălan nu are voie să cânte De ce plâng chitarele. El cântă ilegal piesa asta. Eu încă o dată, fiindcă tot timpul la toate interviurile, cum aud de chestia asta, taie. Dar eu spun, eu n-am ce să ascund. El cântă lucrul ăsta fără contract. Dan, sau nu știu ce, eu nu știu cum să mai spun. Este normal să suni, să vorbești. A, dar voi da? N-ați avut niciodată o discuție la tema asta cu el, cu Dan? El se ascunde. El se ascunde. El era taică-miu viu, da? Și el a luat piesa ilegal. Dar spune-mi, te rog, dar dacă acum, iată, el ar te apela, i-ai permite în continuare să cânte piesa asta? La întrebarea asta eu nu vreau să răspund, fiindcă asta-s chestii cei ce ține deja de acum, de bucătărie. Am înțeles. Deci încă o dată vreau să spun, ceea ce a făcut el, piesa asta care el a numit-o De ce plâng chitarele, asta nu-i De ce plâng chitarele. Asta e altceva. Asta e... Cum să spun? Alții pot să spun, da, că asta e un fel de nu știu ce. Asta e un nerespect față de autorul muzicii, autorul textului. Și chestia asta care el s-a scris cu autor, asta e cel mai mare nerespect. A, nu știam că a scris cu autor. Păi fiindcă așa e scris pe CD-ul. Radu, bine, dar uite, aici aș putea să-ți spun altceva. Dar poate, uite, datorită faptului că el o preluat piesa asta... I-a dus în haină nouă. Uite, este o generație întreagă care a cunoscut piesa. Încă o dată spun. Deci eu, uite, Aurica. Da. Spune așa. Uite, eu am să spun așa. Eu spun la zero. Nu există artist care vrea să interpreteze altă piesă a unui alt autor. Da, fără acord. Aici de acord. Care? Da. Eu spun așa cum se face în toată lumea civilizată. Uh-huh. În primul rând se sună. Se întâlnește. Se spune... Eu am intenția. Se cere permisiunea. Una, la mână. Doi, cea mai importantă chestie, asta e regula numărul unu, de fapt. Nu ai voie să modifici linia melodică. Uh-huh. Nu ai voie. Am înțeles. Asta e justiție, asta e, cum spune, te dă în judecată. Încearcă să plagiază-l pe Paul McCartney sau pe orice cine, din Beatles sau nu știu. Și tu te trezești cu milioane amendă. Altceva că la noi nu lucrează drepturile de autor. Deci tu nu ai voie din punct de vedere de lege, să plagiezi melodia. Și din respectul față de autor. Nu se poate. Am înțeles. Nu-i voie. Dar sunt și alte piese care au fost preluate de alți interpreți, poate eu nu știu. Sunt, da. Eu pot să le numesc. Dar cu acordul vostru deja? Nu, dar nu lucrează. Nu lucrează. Nu lucrează drepturile de autor. Cea mai mare, cum spun, cel mai mare
scandal sau nici nu știu. Asta e la De ce plâng chitarele, când toată lumea de fapt spune că el, iată așa cum zic, că el a luat piesa, că el... Nu! Asta nu e De ce plâng chitarele. Fiindcă el a schimbat linia melodică și și-a permis să schimbi versul, textul. Nu era în viață, iată, eu nu știu, o să privească cineva din Dan sau din familie. Mie nu mi-e rușine să spun, fiindcă eu vreau să mă întâlnesc cu el, să se spun odată niște lucruri. Era, că taică-mi n-au putut să se întâlnească cu el, asta e altceva. Acum, cine vrea să vorbească, să le fie clar. Eu dețin drepturile la De ce plâng chitarele. Și mama mea, da? Am înțeles. Dacă este vorba de ce plâng chitarele. Și dacă Dan Bălanu odată o să vrea să contacteze, el o să trebuiască să mă contacteze pe mine sau pe maică mea. Am înțeles. Dar cine e autorul textului? Autorul textului era în viață când o auzit prima oară piesa la discotecă cu versiunea Ozonului, l-a sunat pe taică-mea și a spus: Mihai, eu am să-l dau în judecată. Dar cine e autorul piesei? Autorul piesei, autorul textului, Efim Crimerman. Și el nu mai e în viață. El nu mai e în viață, dar când a lansat toată chestia asta Ozon, el a sunat pe taică-meu din Germania și a spus: Mihai, eu am să-l dau în judecată. Asta este nerespect. Cântă păsărelele, cântă nu știu cine acolo. Asta e grădiniță de copii, oameni buni. Nu se poate. Am înțeles. Adică eu am citat nu știu, asta nu se poate așa. Nu, asta e tenisălit, da, cum spune, da? Dar ceea ce a făcut el a făcut așa, dar că cea mai mare greșeală a lui, că el nu vrea să vorbească cu noi. Nu vrea. Din respect față de, măcar din față de mama mea, de Lidia Botezatu, care e soția lui Mihai Dolgan. Tu ai putea să suni, Dan, să spui: iată așa și așa și așa. Dar el nu face lucrul ăsta. Eu sper că într-un final... O să vedeți, dacă o să vreți să lăsați lucrul ăsta, bine. Nu, o să lăsăm. Ok, bine. Hai atunci, trecem la blitz. Da? Trecem la blitz. Ok. Ce amintiri legate de scrierea unei piese de repertoriu Noroc te-a emoționat cel mai mult? Mai multe, dar cred că ele sunt așa de multe că eu nu știu la ce să răspund. Cred că este vorba de piesa care mi-a scris-o taic meu, care am cântat-o voce, se numește Povestea unui împărat. Pe text de Pavel Bechet. Să ai averi, să ai palate, gata, știu. Dar ce folos din asta toate, când știi că viața e trecătoare și n-ai cui dărui o floare. Da. Asta... fiindcă am văzut cum se naște o chestie care era atât de actuală timpului, fiindcă să spui așa ceva din scenă este, tu spui un adevăr, tu spui un adevăr și tu nu aștepți aplauze, tu nu aștepți succes, dar tu spui un adevăr. Altceva când tu vezi cum se creează asta e altceva. Da. Când și de ce ochelarii au devenit parte din imaginea ta? A, ăștia de soare? Da. Tu în scenă? A, da, dar bine, asta mai mult în ultimii ani, fiindcă am probleme cu ochii, eu lucrez foarte mult la computer. Nu. Clar, am înțeles. Lucrez la orchestrații și încep să-mi lăcrimeze ochii. De la lumini și tot aia. Da. Ce pretenții sau cerințe ai tu de la publicul tău? Eu nu aștept nimic de la public. De la măria sa publicul. Eu aștept numai să văd dacă am fost primit încă o dată. Fiindcă tu aștepți. Ai așteptări, da? Nu, eu nu am nicio așteptare. Eu vreau să văd dacă acțiunea s-a produs în scenă. Dacă acțiunea s-a produs, vreau să fie bine. Da, absolut. Da, am înțeles. Te-ai temut vreodată de cuvintele spuse de tine? Și în general, dacă crezi că fiecare cuvânt... are o greutate. Da, cred că da, dar cred că când eram mai tânăr. Da? Când eram mai, da, când eram mai, eram în proces de, hai să, de pipăire.
Da. Și atunci asta e legat de, de relații, de relația cu oamenii, relația cu, cu care ești, spre exemplu, sentimentală cu cineva, da? Fiindcă asupra mea foarte mult, spre exemplu, o acționat lucrul ăsta. Eu foarte mult am suferit când, când am fost părăsit de, 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 de o fată, mai ales cum pauza asta a noastră cu, cu Loredana, eu am suferit foarte mult. Foarte mult. Și eu m-a afectat și în scenă foarte mult lucrul ăsta. Taică-mi tot timpul stătea la instrument și după concert venea și spune, tu iar s-o simțit că prea mult, înțelegi, scena nu, scena, scena trebuie să găsești un mijloc de aur. Eu nu puteam să trec peste anumite lucruri. Ești sensibil, emotiv. Da, da, nu, eu nu pot să ascund, nu pot. Eu sunt așa, știi, adică trebuie să învăț, cred că, lucrurile să le mai... Și ar părea chestiile astea mai mult, totuși femeile trăiesc, dar uite că și bărbații, știi? Și bărbații plâng câteodată așa și așa, așa. Da, și da, bărbații da. Suferă din dragoste mult. Nu, bine, eu știi, eu vorbesc din punctul că eu cred că sunt prea deschis, știi, la capi. Eu nu pot să ascund. Eu nu pot să mint la capitolul să spun că cumva, știi, jumate sau nu știu, nu. Tu poți numi om direct? Tu ești ăsta care spui lucrurile pe față? Sau totuși, mie mi se pare așa, eu cunoscându-te bine, oricum, cunoscându-te cât de cât, tu ești așa destul de diplomat și destul de așa abil, deci nu ești tu cel care... Nu, eu pot să spun. Merge la confruntare chiar dacă... Nu, eu pot să spun, dar iarăși în ce concept. Uh-huh. Spre exemplu, noi am discutat astăzi înainte de filmări, da, știi? Da. Anumite momente din profesia noastră. Da. Dar iarăși, știi, trebuie să vezi cu vreo câteva mișcări înainte. Adică ce, unde vrei să ajungi? Tu poți să spui, dar tu realizezi că tu rămâi cu asta numai. Uh-huh. Doar cu vorba. Și atunci încerci să te focusezi, știi pe ce? Pe muzică. Tot la asta ai să vii. Tot ai să te așezi odată la instrument. Tot ai să spui ceva. La asta ai să vii. Și muzica te tratează. Te tratează. Asta te tratează. Și apoi eu am observat că, din păcate, noi, oamenii de artă, nu suntem factori de decizie. Și ceea ce vorbim noi, ceea ce spunem noi, deci nu se ia în serios. Nu se pare asta. Deci, ăștia sunt muzicanți. Ești sunt actori, ești artiști. Nu. Eu asta e lumea care... observat treaba asta. Bine, și asta mai mult poate merge, mai mult poate de la autorități, da? Deci nu te iau cumva în seamă, știi? Deci, nu, Aurica, știi... Domeniul ăsta culturii întotdeauna la noi e la coadă. Știi, eu am să-ți spun așa, eu încerc să vorbesc, uite, chiar esența asta, știi, uite cum spune, rădăcina. Uh-huh. Noi trebuie să venim la un adevăr cu noi. Noi cu noi. Noi cu noi. Uh-huh. Noi trebuie să fim împăcați cu noi. În artă. În artă. Că trebuie să fim împăcați în societate. Cu ai noștri apropiați, da. Dar în artă trebuie noi să ne împăcăm cu noi. De ce mari muzicieni și mari compozeri se uită la toți? Dar tu, ce se întâmplă? Da, știi, iată, eu nu știu. Da, alo, asta e trecător. Încearcă să spune textul ăsta din piesă diferit. Diferit. De ce dublu nu se repetă? De ce el nu se repetă? Uite, la repetiții. Da, eu tot timpul practic chestia asta, știi? La noi dublu se cântă. Eu aștept momentul ăsta când am să văd o privire a unui instrumentist care, op, știi, sau toboșarul care o să dai o dată. Asta se numește live, înțelegi? Asta m-a învățat taic-meu, fiindcă el momentul ăsta nu se repetă. Tu ai să poți să vezi chestia asta o dată, la alt concert tu ai să vezi altceva. Fix așa și în procesul ăsta nostru de a te găsi în tot ce înseamnă melodii, text, tu dai la public. Primești, nu primești, iar încerci, iar faci încă un dublu. Când hop, tu ai luat chestia asta, tu ai găsit, tu ai prins-o. Aha, gata, eu am prins-o, eu știu de acum. Înțelegi? Iată, asta este. Da. Ok, bun. Și încă o întrebare din Blitz. Cât de bine știi să se vândă Radu Dolgan? Să se vândă? Da. Deci, produsul. Artistul. Nu, eu să spun. Eu caut un
o persoană care o să ocupe de lucrurile astea. Eu nu pot. Impresar. Da, impresar. Eu caut. Producător, impresar. Da, eu caut, fiindcă eu nu pot. Eu am încercat, știi, eu trebuie să fiu cinstit. Eu am încercat, fiindcă noi chiar am stat o perioadă fără când Andrei Ivan și Lozovan s-au dus sus, eu trebuie să merg, să nu știu, să vorbesc la telefon. Eu știam că nu pot. Mie nu mi-a dat lucrul ăsta. Dar și fiecare trebuie să ocupe de chestiile sale, de tot ce trebuie. Și eu știu o chestie, că asta necesită bani și efort. Efort și bani. Exact. Dar important ca lucrul ăsta să merite. Iată, asta este cel mai important. Fiindcă să spui tu că eu tot una am să fac concertul ăsta la Palatul Național. Eu tot una am să filmez videoclipul ăsta. Eu tot una am să fac aceea. Dar eu am să fiu mai tare decât acela sau decât aceea. Tu lupți cu tine. Tu cu tine lupți. Uh-huh. Ok, tu ai făcut concertul ăsta la Palatul Național. Și? Dacă tu ai succes, atunci tu ai satisfacție. Dar dacă tu ai spus că da, eu am realizat, dar nu 100%, dar 60%. Eu trebuia să mai fac încă un concert. Da, asta e proces. Asta e proces. Dar tu nu uita că $100 sunt $100 aici, în America, în Anglia, în, nu știu, banul tot timpul este ban. Asta numai noi, moldovenii. 10.000 de euro un videoclip. La Burlaca. Dar eu, uite, au făcut ăsta. Eu vorbesc așa, spre exemplu, uite, dacă o să mă vadă regizorul. Da, el costă, fiindcă el spune, eu atâta cost. Da. Dar tu, ca artist, mie îmi trebuie un clip care costă 10.000 de euro sau 15.000 de euro. Sau eu pot să fac un video cu altcineva care o să mă coste mai puțin, dar ce am să prezint eu? Încărcătura care este? Că după asta te sună acela, sau impresarul spune, noi mergem acolo. Iată, asta este industria muzicală. Clar. Bun, Radu. Am înțeles. Uite că am stat, nu știu cât timp, nici nu m-am uitat la oră, dar cred că am stat noi binișor. Da. Da, am stat bine. Da. Da, eu azi am fost pe post de ascultător. Te-am ascultat. Da, eu îmi cer scuze că am vorbit poate prea mult. Nu, dar... las că tu ai vorbit bine. Eu cred că mulți și-ar fi dorit să te asculte. Înțelegi? Că tu totuși mai rar apari. Uite, tu zici că ai privit cu Ricu Vodă. Uite, atunci când am fost Ricu, tot a fost un feedback foarte bun și oamenii chiar au reacționat foarte pozitiv. De mult nu l-au văzut, de mult nu l-au ascultat, nu l-au auzit. Da. Hai încă o dată la final să ciocnim a priori wine, deci spumant. Să da Dumnezeu să meargă toată treaba, emisiunea e frumoasă, să mergeți înainte și să faceți lucruri de care să fiți, să vă placă. Exact. Și să aducă și un bănuț toată treaba asta. Tare bună, tare bună idee. Da? Uite, și un cadou de la partenerul nostru, Primorii Wine. Ăsta care noi îl servim cu tine azi e muscat. Super, și demisec, dar ăsta pe care ți-l fac cadou cu acest set de pahare e fetească albă brut. Da. Da, tot spumat. Ține? Mulțumesc. Și împreună cu Loredana frumos. O să aveți ocazie, nu știu, mulțumesc, cu ocazie sau fără ocazie. Mulțumim frumos. Neapărat am să bem ceva și poate noi am să ajungem să mergem odată la concertul tău. Da. Știi? Da. Noi vrem. Uite, da, și fiindcă eu. Da, fiindcă eu îmi doresc ca într-adevăr, cum spun, fiindcă sunt artiști care într-adevăr fac o pauză prea mare. Da, la mine e pauza mare. Mare, da? Ai dreptate. Da, ai și dreptate. De asta să dea Dumnezeu să ne reîntoarcem, cum spune, în tot ce înseamnă albia noastră. Da, da. Și eu duc dorul scenii foarte mult. Uite așa. Și neapărat am să fac, mai ales că am și eu anul ăsta o ocazie, 30 de ani de activitate artist. Da, deci nu 30 de ani, aș vrea eu să am 30. Da. Bun. Dragii noștri, asta a fost pentru emisiunea de astăzi. Deci cu noi a fost Radu Dolgan. În carnișoasă. Da. Și ne vedem sâmbătă viitoare cu nou invitat. Voi, ca de obicei, subscribe, clopoței, comentarii, evident, de bine, evident, așa ca de obicei. Și
Cam atât. Abonați-vă la pagina noastră de YouTube neapărat. Ne vedem. Doamne ajută! O cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Feteasca albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii White.